Robert Tiberiu Stanciu are 26 de ani și este fermier la Cotuciorii. Locuiește în municipiul Buzău și face naveta la locul de muncă actual, adică la cele peste 200 de hectare de pământ arabil care trebuie arate, semănate și culeste an de an. Munca la ferma mea vegetală, cultura mare, cereale și plante furajere. A urmat cursurile Academiei de Poliție la arhivistică, nu pentru că are ochii albaștri, ci pentru că i s-a părut un domeniu de viitor la vremea aceea. Ai o pregătire în domeniu? Din păcate nu, pentru că spun din păcate pentru că simt lipsa unei pregătiri în domeniu, chiar dacă am făcut niște cursuri în acest sens, dar nu pot suplini o facultate de profil. Am terminat Academia de Poliție, Facultatea de Arhivistică, în anul 2008. Între timp și-a dat seama că nu se va simți în largul său să își petreacă viața în vreo arhivă, așa că, după terminarea facultății, s-a angajat la o firmă de transporturi unde a muncit timp de 2 ani. Nu am lucrat în sistemul Arhivelor Naționale, să spun așa, datorită salarizării, nu au fost condiții atractive pentru mine. Am considerat că pot face mai mult în alte domenii, cum ar fi agricultura. S-a întors în satul natal alături de tatăl său, care reușise să cumpere ceva pământ în decursul anilor și după o vreme a trecut la comanda fermei. Muncește cot la cot cu angajații fermei timp de multe ore pe zi și pune deoparte bănuții din profit pentru a putea reinvesti în pământ și în utilaje agricole, fără de care câștigul este mic de tot. Trebuie să muncesc, să fiu prezent cu oamenii, că altfel nu este treaba bună. Dacă nu ești aici cu ei, nu-i îndrumi, nu le arăți că pui și tu mâna. Recolta a fost bună anul acesta, însă prețul la cereale este ridicol de mic, așa că profitul este asemănător cu cel de anul trecut, când s-a obținut mult mai puțin la un hectar, dar prețul a fost mai bun. De aceea, printre prioritățile de viitor se numără și construirea unui depozit care să îi permită să aștepte ca prețul de vânzare al cerealelor să mai crească. Este în plan să mai fac un depozit de cereale undeva peste 2-3 ani, dar deocamdată în anul viitor vreau să ridic o hală pentru utilaje, o remiză și efectiv un atelier de lucru unde să mai fac reparații, pentru că e foarte costisitor să repar utilaje străine. Munca la fermă este grea și mănâncă mai tot timpul. Iarna este un pic mai ușor pentru agricultori, dar și atunci trebuie întreținute utilajele și, în lipsa unui siloz modern, cerealele din magazie trebuie lopătate ca să nu se încingă. Robert speră ca într-un an doi să găsească timpul necesar pentru a se căsători cu fata pe care o iubește și să aibă siguranța că își poate întreține familia fără probleme. Pentru ca acest lucru să fie posibil, muncește la ferma sa, care măsoară peste 200 de hectare și pe care speră să o mai mărească și să o modernizeze.